Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim de obicei despre parfumuri. Pentru astăzi am o selecție de 3 parfumuri despre care vreau să vorbim. M-am gândit să fac așa și selecții mai mici, pentru că clipurile foarte încărcate probabil că sunt greu de urmărit și poate nu dau suficiente informații despre parfumuri, așa cum am gândit că trebuie să fac și niște clipuri cu selecții ceva mai mici de parfumuri. Vreau să încep cu parfumul cel mai puternic și mai îndrăzneț din selecția de astăzi. Este vorba despre Quatre Iconic de la Boucheron. Este un parfum feminin, ca și celelalte două, doar că acesta este un parfum cald, sexy, îndrăzneț și da, este pentru latura aceea puternică a femeii și are ca și note piper roz, în deschidere mandarină și ghimbir. Nu este o deschidere prea piperată, condimentată sau efervescentă, nu, direct se simte partea asta din mijloc în care avem tuberoză și balsam peru, dar și coacăze pe care eu le-am exclus direct pentru că nu simt deloc ceva fructat în parfumul acesta. Deci avem niște tuberoze obraznice, aș putea să spun, pentru că sunt altfel de tuberoze, nu sunt florile acelea albe, delicate și romantice, nu, sunt niște tuberoze îmbrăcate așa în balsamul acesta peru, care, ca să vă faceți voi o idee, mă duc cu gândul la niște flori într-un ulei de migdale, scăldate așa într-un ulei de migdale, sau, mă rog, lasă, mă duce cu gândul. În bază avem ambră, vetiver și patchouli. Este un parfum oriental, floral, cald, ambrat, sexy și foarte dens, așa. Florile acestea, tuberozele acestea, de fapt, le-am mai simțit într-un parfum și în afară de asta nu am simțit în alt parfum genul acesta de tuberoze. M-a dus cu gândul de la început la Frank Boclet Cocaine, parfumul acesta. Acolo se mai simt niște tuberoze așa. Și dacă vreți să testați, de exemplu, Frank Boclet Cocaine, clonă după el, puteți să mergeți, că tot este la îndemână, la Infinite Love. Găsiți la ei clona după Frank Boclet Cocaine. Și puteți să vă faceți o idee, puteți să-l testați și pe acela care este foarte potrivit în perioada rece. Pe Frank Boclet Cocaine îl văd unisex, dar pe Quatre Iconic îl văd feminin. Ca idee, ca idee, să nu zică cineva că am zis eu că acesta se poartă doar de femei și acela se poartă de toată lumea. Nu, purtați ce aveți voi chef, eu vă descriu parfumurile încât să aveți idee despre. Nici nu știu cum să vă mai descriu mai bine ca să vă faceți o idee despre parfum, pentru că, de fapt, despre asta este canalul meu și clipul acesta. Ok, este puternic, este sexy, este impunător, este obraznic, este plăcut și foarte, foarte cald parfumul acesta. Te încălzește în perioada rece. Și dintre cele trei, pe acesta îl văd doar în perioada rece, următoarele două sunt parfumuri ceva mai versatile. Este, capacul este inspirat de o bijuterie de la Boucheron și anume un inel care arată foarte bine. Trecem la următorul parfum, Satin de la Lalique. Este un parfum feminin și romantic, dulce și pudrat. Avem o deschidere de flori, avem heliotrop, gardenie și iasomie în deschidere. În mijloc avem tonka, vanilie și piper roz, iar în bază avem santal, patchouli și vetiver. Îmi place foarte mult, a fost dragoste la primul puf și se simte heliotropul, dar simt combinația asta de tonka, vanilie și piper, mă duce cu gândul la pralină. E foarte frumos parfumul, este dulce, este catifelat, este pudrat, este feminin, este romantic, este delicat și vi-l recomand cu tot dragul dacă vă plac parfumurile dulci. Pe mine persistă și foarte bine
Sunt foarte încântată de parfumul acesta. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este Pradox de la Eva Daniela, de la Edosa. Dacă și pe acesta îl văd pentru, tot așa, pentru perioada rece, pentru că este un parfum foarte dulce, deci este un parfum vanilat, cald, spicy, mă duce cu gândul la pralină, după cum vă spuneam, și îl văd mai potrivit în perioada rece. Acesta este un parfum ceva mai versatil și mai floral, dar și el este un parfum dulce și foarte feminin. Avem multe flori în parfumul acesta, ceva mai delicate de această dată. Este un parfum mai fructat și mai suculent. Vai, cât de bine miroase! Avem par, avem citrice, multe flori albe, iasomie, floare de portocal, neroli și o bază vanilată. Ies în evidență florile de portocal și neroli, dar pe o bază vanilată și dulce și caldă. Este un parfum suculent în deschidere, juicy, fructat, plăcut. Apoi se usucă floral cu neroli, floare de portocal și pe o bază vanilată, ambrată, caldă. Nu ai cum să folosești doar un puf din parfumul acesta, pentru că pur și simplu simți nevoia să faci baie în el. Și acesta este un parfum inspirat de Prada, Paradox, dar este foarte puternic și persistă foarte bine. Dacă nu s-a schimbat ceva de anul trecut în formulele parfumurilor de la Edosa, e minunat, e foarte bun și prețul este unul bun de tot. Este și un pic săpunos, aș putea să spun. Aici se simte mai mult partea aceea florală delicată față de cele două și el mi se pare un parfum feminin, romantic, delicat, plăcut și vesel totodată. Nu știu dacă v-am spus, dar simt ceva soapy. Probabil neroli în combinație cu floarea aia de portocal. Dar este fix, fix partea aia care îmi place, mi se pare interesantă. Poate că o să am la un moment dat Prada Paradox în colecția mea, dar trebuie să testez și eu Prada Paradox Intens, pentru că nu l-am testat pe acela, nu prea m-am îndreptat eu către zona asta, pentru că mai am parfumuri în colecție cu floare de portocal, foarte multe am, dar combinația asta de floare de portocal cu neroli e foarte interesantă. Vă recomand cu mare drag, e super bun în perioada rece, mi se pare un parfum de primăvară, de toamnă, nu de vară, pentru că este un parfum totuși cu o bază vanilată dulce. Da, primăvara îl văd foarte potrivit și acum toamna și când se mai răcorește. Probabil că iarna aș purta ceva mai puțin floral, poate mai gurmand. Aș duce în zona aia de gurmande, dar asta nu înseamnă că nu ar fi potrivit și iarna. Feminin, puternic, la un preț super, super, super bun. Persistă foarte bine, vă spun, pe mine chiar varianta asta pe care eu o am de anul trecut, de aici, a persistat foarte bine. Și este un parfum frumos. Atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut clipul acesta. Nu uitați să vă abonați. Dacă nu ați făcut-o încă, apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când postez un video nou. Împărtășiți cu prietenii voștri clipurile mele, pentru că asta contează foarte mult pentru mine și mă ajută foarte mult. Dacă aveți întrebări, le aștept în secțiunea de comentarii. Dacă nu aveți timp sau chef, lăsați-mi frunze de toamnă, emoticoane. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!